Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă prezint în fața dumneavoastră cu un nou proiect. Acest coșuleț în formă de iepuraș. Am câteva zile de când mă gândesc și lucrez să fac ceva deosebit, ceva ce nu puteți găsi pe celelalte canale de YouTube. Astfel a ieșit această lucrare. După cum vedeți, am folosit mai multe culori și am făcut acest coșuleț în speranța că va fi foarte ușor de lucrat și pentru doamnele nou începătoare. Este mult de lucru, însă nu este foarte greu. După cum vedeți, am folosit mai multe culori. Pentru coșulețul propriu-zis, pentru tortiță și pentru suport și urechiușe, am folosit firul Bravo. Am lucrat cu firul Bravo de culoare alb și culoare nude. Apoi, pentru morcov am folosit firul Cristal, care este mai subțire, pentru că nu vroiam ca morcovul să fie prea mare. După care am folosit pentru frunzulițele morcovelului, am folosit firul de macrame numărul 5. Pentru guriță, din nou, am folosit firul de macrame numărul 5 de culoare roșie. Vom avea nevoie de un ac un pic mai, cu gaură un pic mai mare. Vom avea nevoie de melană pentru a umple morcovelul. Apoi vom avea nevoie de acest tip de fir de sârmă, fir metalic, de fapt, care este un pic mai lat. În caz în care nu dispuneți de acesta, puteți folosi și un alt fir metalic, destul cât să putem da formă tortiței coșulețului. Ca ochișori, eu am folosit ochișorii cumpărați din comerț. Ochișorii mei au un diametru de 1,5 cm, iar sprincenele le-am făcut din sprincene false pe care le-am cumpărat tot așa din magazin. Vom avea nevoie apoi de un pic de lipici lichid, vom avea nevoie ca întotdeauna de foarfece, vom avea nevoie de firul despărțitor și apoi vom avea nevoie de două croșete. Toată lucrarea, în afara frunzulițelor morcovului, eu am lucrat cu croșeta numărul 2. Pentru frunzulițele morcovului am folosit vechiul meu croșet 1,75. Fiind prezentate toate materialele, eu propun să încep să lucrăm, pentru că va fi un pic de lucru. Și vom începe cu cercul magic, în care vom lucra un număr de 6 picioare scurte. Acum vom lucra primul coșuleț. Un, doi, trei, patru, 5 și cel de-al șaselea piciorul scurt. Vom închide cercul magic. Vom închide rândul cu piciorul alunecat, ca în toate lucrările. Iar rândul următor va consta în a înmulți în corespondența fiecăruia din cele 6 ochiuri din rândul pe care abia l-am făcut. Deci la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom începe
și la sfârșitul rândului vom obține 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom pune firul despărțitor și vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Și vom lucra astfel pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Voi face a doua mulțire, după care ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând cu 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Voi face și cea de-a doua mulțire, și vom continua singure, ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua următorul rând lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2 și cel de-al treilea, după care vom lucra o mulțire. Lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte, acum vom lucra 4 piciorușe scurte, cel de-al patrulea, după care vom lucra o mulțire. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la capătul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu 36 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5, iar în următorul, în cel de-al șaselea, vom lucra o înmulțire. Lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În cel de-al șaptelea vom face o mulțire și vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, sper că se vede, stau foarte încordată într-o poziție foarte incomodă. 3, 4, 5, 6, 7. În cel de-al optulea ochi vom face o mulțire. Și
Lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 54 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând. 8 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8 În următorul vom face o mulțire și lucrând astfel pe întreg parcursul acestui rând vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 9 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 În cel de-al 10-lea ochi vom face o mulțire și vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 66 piciorușe scurte. Am lucrat 9 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut 66 de piciorușe scurte, acum vom face un rând de 66 de piciorușe scurte. Deci nu vom înmulți, vom merge cu acest rând, luând fiecare picioruș scurt, așa cum se găsește. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 66 de piciorușe scurte și apoi vom continua coșulețul. Am încheiat rândul de 66 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 10 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 În cel de-al 11-lea vom face o mulțire și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 72 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. După ce am lucrat 10 piciorușe scurte urmate de o mulțire am obținut 72 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 72 piciorușe scurte. Deci vom repeta practic cele 72 piciorușe pe care le-am obținut și noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Deci nu uitați 72 piciorușe scurte. Acum vom lucra ultimul rând de înmulțiri și vom face 11 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Și în cel de-al 12-lea picioruș vom face o mulțire.
Lucrând astfel pe întreg parcursul acestui rând, vom obține un număr de 78 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am încheiat și acest rând. După ce am lucrat 11 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am obținut un număr de 78 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 rânduri de 78 de piciorușe scurte pentru a crea înălțimea coșulețului. În timp ce voi lucra, aș dori foarte mult să mă adresez tuturor doamnelor din grupul nostru. În primul și în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru postările dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care s-au înscris pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Rugămintea mea este ca în momentul în care dumneavoastră invitați pe cineva să facă parte din grupul nostru, vă rog să fiți atente ca acea persoană să se ocupe într-adevăr de lucru de mână, pentru că noi verificăm fiecare persoană nou înscrisă și dacă nu are nicio legătură cu lucrul de mână, bineînțeles că nu este acceptată în grup. În grupul nostru, așa cum ați văzut, se poate posta tot ceea ce ține de lucru de mână. Puteți chiar și să pictați, dacă doriți, și să postați pe pagina grupului, să faceți parte din grupul nostru, puteți să lucrați în rășină, puteți să împletiți, să tricotați, să țeseți, tot ceea ce ține de lucruri de mână. Însă nu acceptăm persoane care nu au nicio legătură cu lucrul. Aceasta pentru că am avut câteva experiențe neplăcute înaintea concursului care s-a desfășurat pe 8 martie și nu aș vrea ca acele experiențe să se repete din nou. Alt lucru care vroiam să-l menționez este că cât de curând voi începe din nou să fac live-uri. Nu ne-am întâlnit într-un live de foarte mult timp, știu aceasta, dar așa cum știți și dumneavoastră, timpul meu liber este foarte limitat și niciodată nu știu ce surpriză mă poate aștepta. Deci nu... Până când nu sunt sigură că pot să intru live, nu pot face niciun anunț. De aceea vă rog foarte mult în timpul live-urilor, în timpul concursurilor, doamnele care, mai ales cele care participă, vor să participe la concurs, să intre în direct, pentru că vor fi anunțate orele din timp și veți ști când va fi extragerea. Așa cum ați văzut, extragerea este făcută de administratorii care se găsesc în România, pe computer, cu aplicațiunea random. Nu sunt ele cele care aleg câștigătoarea, ci computerul. Chiar dacă uneori nu reușesc să intru dimineața sau chiar seara, depinde. Seara foarte târziu, când îmi termin orarul de muncă, eu intru pe pagina grupului, văd toate lucrările dumneavoastră, vă dau întotdeauna un like, chiar dacă nu reușesc să scriu câteva cuvinte, un adeziv, o apreciere din partea mea este întotdeauna. Și vreau să mulțumesc și administratorilor care îmi ușurează foarte mult munca. Ei sunt cei care vă răspund la saluturi dimineața și seara. Foarte multe ori administratorii sunt cei care dau drumul lucrărilor dumneavoastră și pe această cale țin să mulțumesc
la Mara, la Gabriela, la Sido, care sunt administratorii și care se ocupă de lucrurile cele mai importante pentru grupul nostru. Deci noi continuăm să lucrăm. Aceasta vroiam să vă spun în legătură cu persoanele care vor să se înscrie în grup. Noi verificăm fiecare persoană în parte și dacă nu are legătură cu lucru de mână, nu lucrează nimic, nu sunt acceptate. Avem nevoie nu de număr, să fie un număr cât mai mare, pentru că oricum grupul crește, dar să fie persoane care se ocupă de lucru de mână, persoane care postează. Am văzut lucrări foarte frumoase, foarte, foarte frumoase. Și doamnele începătoare, am văzut că lucrează foarte frumos. Îmi face plăcere când văd pe pagina grupului câte lucrări din tutorialele pe care le fac și eu. Și așa cum vă spuneam, vă repet din nou, tot ceea ce fac, deci toate tutorialele, sunt doar pentru grupul nostru și pentru canalul meu de YouTube. Noi nu postăm în alte grupuri, nu punem tutoriale în alte grupuri, nu facem reclamă. Deci suntem un grup serios și vreau să rămânem așa. Vorbind deja, am făcut un rând, l-am început pe cel de-al doilea și vom continua, cum vă spuneam, vom face un număr de 8 rânduri, de câte 78 de piciorușe scurte și ne vom întâlni la capătul celor 8 rânduri pentru a continua. Am încheiat cele 8 rânduri de 78 de piciorușe scurte. Acum voi scurta firul și vom închide lucrul. Deci am avut 8 rânduri de 78 de piciorușe scurte. Vom ascunde firul de desubt. Vă sfătuiesc să faceți cu acul. Voi face în felul acesta pentru a scurta un pic timpul. Deci acesta este primul coșuleț. Cel de-al doilea coșuleț va fi exact ca primul. Vom executa aceleași înmulțiri până când vom ajunge la 78 de piciorușe scurte, doar că în înălțime, în loc de 8 rânduri, vom lucra doar 7 rânduri. Astfel, când va fi gata, vom lăsa firul un pic mai lung, îl vom întoarce pe dos în felul acesta, ca să fie cu fața în afară și îl vom introduce în interiorul primului coșuleț, după cum vedeți. Dar până atunci, haideți să facem suportul. Suportul de aici, de desubt. Cu aceeași culoare nude sau bej, să-i spunem, vom număra un număr de 5 rânduri de la începutul lucrării. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra în cel de-al șaselea și vom atașa firul Vom face un picioruș scurt pentru a da stabilitate firului. Acum îl vom lăsa deoparte și vom continua lucrând alte 5 ochiuri de lanț. Deci, 1,
2, 3, 4, 5, 5 ochiuri de lanț. Acum, de aici, din primul ochi unde am atașat firul, vom număra 1, 2, 3 și vom intra în cel de-al patrulea. Sper să nu se vadă prea mult mâinile mele, să se vadă lucrarea, și voi închide cu picioruș scurt. Voi continua din nou să fac 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi număra din nou 3 piciorușe, 1, 2, 3, și voi intra în cel de-al patrulea și voi închide cu un picioruș scurt. Voi continua astfel până la capătul acestui rând, să spunem așa. Vom face aceste mici vantale. 3, 4, 5 și 6. Acesta este partea un pic mai complicată. 1, 2, 3 și vom intra în cel de-al patrulea. Și din nou, vom închide piciorul scurt. Mi este cam greu acum, pentru că firul nu este foarte bine filat. Așa, și voi continua. Deci noi ne vom întâlni aici la sfârșitul acestui rând. Am terminat ultimele 6 ochiuri de lanț. Voi intra exact în primul picioruș de la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorul alunecat. Și apoi, în interiorul fiecărui astfel de arc, vom lucra un picioruș scurt. O jumătate de picioruș dublu, deci voi lua odată firul pe croșet, voi intra în interior și voi închide toate trei firele împreună. Un picioruș dublu, am luat odată firul pe croșet. Acum voi lucra două piciorușe duble înalte, am luat de două ori firul pe croșet. Am lucrat primul picioruș dublu înalt, voi lua din nou de două ori firul pe croșet, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt, voi lucra un picioruș dublu, am luat doar o singură dată firul pe croșet, apoi voi lucra o jumătate de picioruș dublu, iau firul odată pe croșet și le voi închide pe toate trei împreună, un picioruș scurt. După care, cu picioruș scurt, voi intra din nou în următorul arc și voi lucra în același fel până la sfârșitul acestui rând. Deci noi ne întâlnim la sfârșitul rândului când terminăm de lucrat în fiecare arc. Am ajuns la ultimul arc, am făcut un picioruș scurt, voi face o jumătate de picioruș dublu, voi repeta ca să vedeți mai bine, apoi un picioruș dublu, eu sper să se vadă mult lucru și nu mâinile mele, două piciorușe duble înalte, ați văzut, am luat de două ori firul pe croșet. Am primul picioruș dublu înalt, iar acum îl voi face pe cel de-al doilea.
vadă. Un piciorus dublu, din nou. Am luat o singură dată firul pe croșet. O jumătate de piciorus dublu. Iau firul pe croșet și voi închide toate trei. Și un piciorus scurt. În acest moment vom prinde acest capăt de fir și în dreptul fiecărui picioruș din rândul anterior vom face un picioruș scurt, deci de jur împrejur, și în același timp vom da stabilitate și acestui capăt de fir. Astfel vom lucra suportul coșulețului și încet, încet ne apropiem de finalul părții celei mai importante, coșulețul. Deci vom lucra piciorușe scurte de jur împrejur până când vom ajunge la punctul de unde am început cu piciorușele scurte și vom ascunde și firul care este în plus. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Noi ne vom întâlni când vom încheia acest rând. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea. Și voi ascunde apoi capătul de fir. Cineva poate va spune, da, ați greșit, ați lucrat pe dos. Nu am lucrat pe dos, am lucrat intenționat în acest mod și vă explic imediat de ce. Pentru că în momentul în care vom întoarce coșulețul, imediat vă arăt, după ce termin aici de închis, vedeți? În momentul în care întoarcem coșulețul, va crea acel efect ventuză care va da stabilitate coșulețului nostru. Așa. Fiind lucrat și acesta, uitați-vă ce frumos se prezintă. Fiind lucrat și suportul, vom trece să lucrăm urechile. Partea interioară v-am explicat cum se lucrează, v-am spus, este exact același coșuleț alb, doar că în înălțime am făcut un rând mai puțin, în loc de 8 rânduri am lucrat doar 7 rânduri și acum voi continua să lucrez urechile. Pentru urechiușa va fi nevoie să începem în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. De-al șaselea picioruș scurt, voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat, iar acum în corespondența fiecărui picioruș voi lucra o mulțire, deci la sfârșitul rândului voi avea un număr de 12 piciorușe scurte. Patru,
cu mult mai înmulțire și am obținut 12 piciorușe scurte. Vom pune firul despărțitor și vom lucra un nou rând de 12 piciorușe scurte. Deci punem firul despărțitor și lucrăm din nou 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua urechiușa lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Și sper că la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am făcut a doua mulțire și vom continua. Am obținut cele 18 piciorușe scurte după ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire. Acum, rândul următor, vom lucra 18 piciorușe scurte. În mod normal, vom lua piciorușele așa cum se găsesc. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. 1. Cel de-al doilea. După care vom lucra o mulțire. Și vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Cea de-a doua mulțire, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra 6 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Deci vom lucra în mod normal 6 rânduri de 24 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 6 rânduri. Am terminat cele 6 rânduri de 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 1. 2. Apoi vom face o scădere. Lucrând în acest fel, până la capătul rândului, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci 2 piciorușe scurte, 2 piciorușe scurte și o scădere. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu 18 piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, acum vom lucra un rând de 18 piciorușe scurte. Vom lucra fiecare ochi așa cum se găsește. Iar la capătul rândului ne întâlnim din nou cu 18 piciorușe scurte. Am încheiat acest rând de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt. Urmat de o scădere. Iar la capătul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, apoi vom lucra o scădere. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am încheiat acest rând de 12 piciorușe, acum vom lucra din nou 12 piciorușe. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10 și 12. Acum vom scoate firul despărțitor, vom pune urechiușa în două și vom închide. Cu piciorușe scurte vom închide urechiușa. Aici din nou este nevoie de un pic de atenție, dar uitați-vă că am ajuns și la capătul acestui rând, după care vom lua coșulețul și, după cum vedeți, eu am atașat deja prima urechiușă. De la această primă urechiușă eu voi număra un număr de patru ochiuri. 1, 2, 3, 4. Voi intra în cel de-al cincilea și voi atașa urechiușa. Deci cu piciorușe scurte voi atașa urechiușa coșulețului. Cu atenție să prind fiecare picioruș. Nu vă preocupați dacă acum sunt lăsate. În momentul potrivit le vom aranja așa cum trebuie. Am ajuns la capăt, voi tăia firul și voi închide lucrul. Aceste fire vor rămâne înăuntru, deci nu vă preocupați, pentru că la sfârșit urechile vor sta așa cum trebuie. Acum vom lua partea a doua a coșulețului. După cum vă spuneam, am întors-o pe dos, pentru că la început, când am terminat lucrul, se prezenta așa. Am întors pe dos. Firele care rămân nu ne deranjează în niciun fel. Vor intra toate înăuntru. Vor rămâne înăuntru, nu ne deranjează cu nimic. Și începând cu piciorușe scurte vom uni prima parte a coșulețului cu cea de-a doua. Aici unde sunt urechiușele vom intra direct în urechiușă. Vom face în felul acesta și vom lucra piciorușe scurte. Vom lua fiecare picioruș cu atenție. Aici este partea, din nou, partea dificilă, dar încet, încet, cu atenție, vom reuși. Vom intra în următorul picioruș și vom prinde din nou
un picioruș din urechiușă. O face picioruș scurt. Vom intra în următorul. Vom prinde din nou un ochi din urechiușă. Cum vă spuneam, aici este partea cea mai dificilă. Vedeți că nu am reușit să prind bine firul. Voi încerca din nou, pentru că trebuie să reușesc. Am reușit. Și de acum, picioruș cu picioruș, vom merge de jur împrejur și vom închide coșulețul. Voi aranja bine. Voi lua un picioruș din coșulețul alb, un picioruș din coșulețul bej. Vom merge așa de jur împrejur. Și vom închide cele două coșulețe. Eu voi continua. Veți continua și dumneavoastră. Și ne vom întâlni când am încheiat această parte a lucrării. După cum vedeți, aici merge mult mai ușor. Partea cea mai complicată este la urechiușă. Acolo, pentru că este mai greu, mai gros firul. Vom continua. Ne întâlnim când ajungem din nou la capăt. Uitați-vă în felul acesta. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am terminat de atașat cele două coșulețe, unul de celălalt. Acum voi închide lucrarea. După care vom ascunde firul. Eu mă voi opri aici cu tutorialul. Va continua cea de-a doua parte, luni, scuzați. Voi continua luni cu cea de-a doua parte. Între timp, vă prezint din nou originalul. Să spunem așa, eu aștept comentarii, aștept like din partea dumneavoastră. Unde nu știți ceva, nu vă este clar, vă rog să-mi scrieți, eu vă voi răspunde. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc din nou tuturor celor care mă urmăriți, vă mulțumesc tuturor doamnelor care mă susțineți, vă rog să mă susțineți în continuare și noi ne vom reîntâlni cu partea a doua a tutorialului. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și vă doresc o zi frumoasă tuturor!